Bună dimineața! Astăzi refacem traseul de bicicletă, de data asta, maratonul vinului. Facem varianta lungă de 51 de kilometri. Cum e la deal? Bine! E bine, a? Ce frumusețe! Dă-i în față. Miroase numai a flori. Dă-i viteză. Dă-i. Ne-ai mai pomenit traseul ăsta. Super. Așa, și stai pe frână, da? Stai liniștit, că nu e așa grav. Dă-i mai tare, dă-i mai tare. Mai tare puțin, aia e, asta e viteza. Asta e viteza, da? E bine. Mergi pe iarbă, pe mijloc. Foarte bine. Aici la bolovan ăștia. Iau pe stânga. Hai, lasă-o mai repede. Lasă-o să ducă, lasă-o. Dă-i viteză. A, uite ce fain e aici, prin păduriș. Dă-i mai în față. Dă-i, că nu-i noroi, dă-i. Ia viteză.
Dă-i cu încredere, dă-i cu încredere. Lasă să ducă, lasă să ducă. Hai. Ține pe stânga, pe stânga, pe iarbă. Pe acolo, pe acolo e bine. Asta e. Ah. Hai, hai, hai. Hai, de, de, de. De umblă la pinioane. Masaj! Câtă vibrație mă dor, mă dor mușchii de la atâta tremurat bicepsii. Stânga. Sate sunt respirate pe aici, în stânga. Am numărat vreo 8 sate între dealurile astea. Da, la vibrații. De la vibrații, da, și mie. Da, îmi place. Hai, las-o, las-o să ducă. Las-o să ducă, că aici nu e așa coborâre mare. Frână.
bine, e bine, las-o mai tare. Las-o mai tare. Așa. Cam mare rucsacul, dar n-are nimic, las. Mărim viteza? O mărim puțin? Mai e de urcat acolo. Mai e o rampă. Și pe aia la fel o urcăm. Vezi că mai... Mai e un pinion. Mai e un pinion, urcă și pe ăla. Urcă lanțul sus. Urcă lanțul, urcă-l, că mai ai pinion. Nu mai ai. Urcă, urcă lanțul. Urcă lanțul, Rareș. Asta e, bravo. Stai ușor, nu te grăbi. Stai în șa. Stai că nu e grav. Nu e rampă grav. Asta e, vezi? De jos de acolo așa pare. Dar când ajungi pe ea e ușor. În picioare. În picioare, ridică-te. Asta e. Cât poți. Dai. Așa arată florile de măceș. Foarte frumos colorate. Am făcut un mic popas la aproape 3 ore de pedalat. Să-l întreb pe Rareș despre traseu. Traseu a fost foarte frumos. Mai întâi am urcat, după aia am coborât, așa a fost tot traseu. După aia am mers puțin pe asfalt și acum iară pe teren accidentat. Peisajele? Foarte frumoase. Dealuri sate, răsfirate peste tot. Da. Puțină viță de vie. Probabil că o să fie în a doua parte a traseului. Bravo, te-ai mișcat excelent. Felicitări! Mulțumesc! Împinge, împinge. Hai că mai e puțin.
frână. Frână stânga. Frână. Foarte bine. Dă-i viteză, dă-i viteză. Bun așa. Bravo. Bine, Rareș! Schimbă! Schimbă, schimbă pinioanele! Schimbă-le! Schimbă-le! Ce frumos! Ce frumos! Lângă frâna! Lângă frâna! Bun așa, bravo! Hai că o controlezi bine! Bine, foarte bine. Bun, bravo, excelent. Foarte bine. O frumusețe. O frumușață de traseu. Aici.
Hai, dă-i. Peisaj mioritic. Sănătate! Hai, dai, ia-o față. E bine. Se mișcă iarba, zici că sunt valuri. Super peisaj aici. Super. Fii atent, da? Ai grijă. Hai, las-o ușor. Hai că aici e aproape drept, las-o să ducă. Pro drept. Hai. Asta e. Ai grijă să nu dai în malul de pământ. Ține pedal așa. Dreapta. E bine. Dă-i, ia viteză. Fă o pauză. Asta da mișcare. Pe frână. E bine. Frână. Bun. Dă-i în față. Deci te oprești. Aici. Hai. Aici o fi? Porumbii. Și pe aici sau pe dincolo? E, traversăm dacă e. Să-i arăt fiului meu un puț care are cumpăn. Caracteristic plaiurilor românești. Așa ceva o să vedem din ce în ce mai rar. Acesta pare că este foarte vechi după cum este lucrată piatra. Apa sigur nu e bună, că este murdară. Nu-i facem test, că e greu de scos apă, dar lucrătura aceasta în piatră este deosebită. Așa ceva nu am văzut. Este prima oară când văd așa ceva. Uite-te ce frumos poate să fie. Este superb. Este nemaipomenit. Dar
Hai că o să opresc filmarea și o să scot apă, chiar așa, murdar. Bine, mă, Rareș, mă. Ești forță. Dă-i pedală, nu te opri. Mai aveai puțin. Hai să vedem cum arată pe partea asta. Foarte frumos. Uite, astea spre Gori. Din stânga. Acolo. Da. Da. E lut ăla. Da, se făceau case din pământul ăla. Las-o să ducă. Las-o, las-o. Calco, 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 umblă la pinioane. Păi umblă la pinioane. Schimbă pinioanele. Vezi? Că merge. Bravo. Altceva. Thank you.
Dă-i! Cât de frumos! Splendoare de potecă! Ce coborâre! Știu băieții de la Bike Expert care-i treaba. Ce ne place! Sunt bicicliști cu experiență. Și nu numai. Au și niște mecanici nemaipomeniți. Cel puțin Iulica și Cocos din Pantelimon. Mă refer la magazinul din Pantelimon, evident. Repară orice. Ce vâlcel aici. Ce tare! Zici că mă plimb printr-o poveste. Hai să-l așteptăm și pe Rareș. Să nu-l facem să se grăbească, că poate să greșească. Ai grijă, da? Dă-i! Ce mirosuri! Fii atent, da? Ai grijă! Ai grijă! Controlează din frâne, da? Final de traseu! Bravo, Rareș, ai fost cel mai tare pe ziua de astăzi, favoritul meu, să purcetem la drum.